Salutare, războinicilor! Eu sunt Daco și jucăm niște Battlefield Bad Company 2 și știu că e prea tare, dar să vă mai zice. Uite, cred că o să lăsăm așa. Sper să se audă destul de bine și nu prea tare. Să spunem și sonor aici. Ok, jucăm totul pe high. Este o nouă serie pentru că mi-am cumpărat și eu Battlefield Bad Company 2, pe Origin, pentru că știți că Battlefield 3, m-a luat. Știți că Battlefield 3 face fițe, mă lasă doar 12 minute să-l joc și am decis că să nu mă chinui cu jocul ăla de căca și i-am luat Bad Company 2. Este la fel de tare, din contră, după părerea mea, mult mai bun, pentru că e altfel senzația asta, e mai ca și când ai fi acolo pe front, adică e mult mai șmecher după părerea mea și chiar sunt surprins că după atâta timp de când a apărut Battlefield 3 premium cu DLC-urile cu toate, așa, jocul este destul de vechi și încă este foarte jucat, adică totuși sunt vreo 1000 și ceva de serverele online care vreo, cum să zic eu așa, vreo 600-700, cam așa, sunt full. Restul sunt de câte 15-20, cam așa. Adică e foarte jucat jocul ăsta. Și mi se pare foarte tare. Și o să vă placă, sunt sigur că o să vă placă această serie, pentru că doar Call of Duty am văzut că foarte mulți, mă rog, foarte mulți, ce zic acum, să nu zic aberații. Mulți au, destui, na, să zic destui, s-au abonat la mine doar pentru că făceam cu Battlefield 3 și acesta că e la fel aproape. Cred că vă place și vouă și mă moară asta. Unde? Că nu-l mai văd. Sus. Suc mai pula. Bă, dacă te morți, măti. M-au luat. Nu sunt prea bun. Niciodată n-am fost bun la seria la jocurile gen Battlefield sau COD. Nu sunt prea bun la șutere, dar pot să fac față, adică mă descurc destul de bine. Și dacă mă întrebați că de ce n-am mai filmat de vreo două zile sau nu știu, faza este că like-urile nu le mai scot și plus foarte se fac, deci mi-e dat să moră. Jocul joystick-ul de la Sam, că înainte știți că driftam și mi-e cam greu să mă obișnuiesc cu controlele, că de-abia astăzi mi-am pus și controlele la joystick și controlele pentru Battlefield și e cam greu, sincer, nu prea mă descurc cu ele, dar mă rog, pot să fac față. Da, și o fac. Uitați, e genial rău jocul, adică grafica și totul. Sac mai pula. E de-al meu? Da, e de-al meu. Fuck it. Scuze, bă. Unde ești? Da, fotul cu romantic, te pui cu Daco, Pac! Suși pula! Ia. L-am ratat. Mă rog, oricum, jocul ăsta e genial. Îmi place mult mai mult decât Battlefield 3. Și cred că seria cu Battlefield 3 nu e anulată încă. Adică nu vă așteptați că dacă am început cu Bad Company 2, anulez seria aia. Încă o să mai joc Battlefield pentru că Battlefield 3 pentru că s-ar putea să fie rezolvat și problema acolo. Pentru că am setat eu ceva la PC și aia sigur o să rezolve și furtul morțimetii. Lasă-mă, fa, șup. O, fac. Da, m-a luat. Da, sunt cam praf. Am vreo 50 de FPS, cam acum 450 și cam scade, da, urcă iară. Opa. Sunt încă noob, adică new buy, pentru că nu l-am de prea mult timp. L-am de vreo 2, hai să zicem 3 zile, dacă punem și asta în calcul. Acum e seară, deci și de vreo 4 zile cam așa am. Abar n-am, sau de 3. Mamă, și îmi face mama o mâncare și face ceva cu ceapă și mă omoară mirosul. Marș, bă. Ok. Am uitat să vă zic, cred că m-am zis sau nu știu. Jocul este cumpărat, deci nu vă gândiți că e făcut cu emulator net sau cu altceva. Sau cu altă prostie, pentru că în primul rând, ca să vă dați seama că nu e crăcuit, emulatorul Nexus este închis, sincer, și n-am cum, plus n-am jucat pe emulator, pentru că sunt, se pot găsi și hackeri acolo și e și mai puțină lume, dar, mă rog, s-ar putea să fie mai multă pentru că e crăcui și nu toată lumea își permite
jocul. Că totuși este 20 de euro și 30 pe și 30 pe Steam. E ceva, totuși. Și acum am zicea, cum ziceam, sunt foarte nimbai. Dați-vă și voi. 0 cu 6. Mă rog, am făcut scoruri mult mai mari, adică totuși sunt bunicel. Dar acum nu știu ce cu mine. Pentru că nu mă descurc deloc bine. Să mai pula! Oh, fac. Nu, futu-ți morții mătii! Mamă, ce mă enervează harta asta, niciodată nu mi-a plăcut. Mă rog, cum sunt servere full, uite, da și voi. Dar, oricum, acest joc, e, după părerea mea, mult mai reușit decât Battlefield 3. Mă rog, sunt hărțile și DLC-urile mult mai șmecre la Battlefield 3 și poate și grafica diferă și anumite chestii, dar poate și mai real, dar faza este că aici e mult mai reușită senzația de război și plus este mai nu știu cum să zic, e mai special acest joc. Da, o să fac o serie, am mai zis chestia asta, știu cum o repet. Dar oricum, n-am mai postat, cred că am uitat să zic. N-am mai postat pentru că sunt foarte puține like-uri și am și treabă multă. Am chiulit de la două zile am stat acasă la școală pentru că nu am simțit bine și am stat să mă joc asta. Am păcălit-o pe mama că nu mă simt bine numai ca să mă joc pentru că abia ce mi-am luat și la dor ăsta. Oricum am avut la sincer să fiu, fără să Caterinca, fără să vă zic nimica. La început am avut probleme și cu creșul și la asta, dar am setat ceva, m-am uitat pe YouTube la probleme și am văzut că sunt foarte multe rezolvări la asta decât la Battlefield 3, sincer. Și uitați și voi că am reușit mai repede, dar mă rog, stau foarte prost cu scorul, niciun kill să-mi bat piciorul. Ok, o să postez foarte multe episoade aici pentru că e Battlefield totuși. Și ador jocurile de genul. Nu știu, poate o să fac un cop și cu Smee și Lică, pentru că și el are cumpărat de Crăciun și îl cumpără. Opa, sper că nu se prăbușește. Da, se prăbușește, mă rog. Așa, de Crăciun și îl cumpără și Seeker, Eli, și vă dați seama că eu cu Seeker vorbesc în fiecare zi și vă dați și seama că o să jucăm în fiecare zi acest joc. Mai ales că avem o lună, cam așa, vacanța de Crăciun și e ceva timp, frate, să te tot joci. Eu care n-am acum de vreo 4 zile, să zic așa, am deja vreo 20 de ore pe el. Am un nou ID de origin, nu l-am pe ăla de Battlefield 3 unde aveam eu Battlefield 3, pentru că acolo e o mică problemă, ca să vă zic așa. Contul ăla îl mai împar cu Laur și na, am zis să nu să cumpăr jocul pe contul lui Laur, să-l cumpăr pe contul meu, adică D-A-A, parcă D-A-A-A, sau nu știu, D-A-A-K-H4X, Dahax, ca să zic așa, pentru că Daco Hex e deja lor, că am mai încercat să mai fac niște ID-uri, dar mă rog. Așa, deci da, aha, da, Hax, așa mă îmbogat și pe mine, dacă vreți să jucăm ceva. Bad Company 2, chiar vă aștept, o să fac sigur și cop cu fanii, dacă doriți să, dacă l-aveți și doriți să jucați cu mine. Cu Dario. Fac, nu sunt deloc bun la jocul ăsta și turbez. Da. Ce vreau să mai zic? Ce vreau? Chiar nu mai știu ce vreau. Dacă puteți să mă ajutați și pe mine cu habar n-am cu ce să mă ajutați. Mi-am pierdut ideea, știam ce vreau să zic, dar mă rog. Dat. Upa! Ceapă, fraiere! He-he! Primul meu kill. Hai că a fost tare asta. Chiar l-am luat frumos. Lol. Mă rog, primul meu kill. Nu știu episoadele de, cât, de câte minute vor fi, dar sper să strâng și eu vreo 20 de like-uri pe serie și o să fac episoade mult mai lungi, băieți. Ar futu-s morții, măi. Nu sunt deloc bun la jocul ăsta, dar episodul 2 va veni
un scurt timp după asta. Oricum, da, numai bine și nu uitați, dacă vreți să jucați cu mine, verificați descrierea că o să bagă ID-ul de origin imediat după ce randez ăsta, când o să aplaudez, o să bag în descriere și ID-ul de origin. Mă contactați să jucăm ceva. Și un Battle de 3, dacă vreți, că s-ar putea să fie rezolvat problema, v-am zis. Că problema aia în titlu zicea că e și pentru Pet Company Toy, dar e și pentru Battle de 3. Și da, sper să meargă și acolo. Ok, eu am fost Dacă și sper să vă placă această serie. Da, numai bine, la revedere, Tindeo!